Pacea Domnului. Este o zi, chiar dacă este norat afară, este o zi specială pentru că este sabat și este o ocazie în care să ne întâlnim unii cu alții și cu Dumnezeu. După mai mult timp a cântat corul și pentru mine este o încurajare. Știți de ce? Pentru că este o chestiune providențială la mijloc. Corul a făcut repetiție, a reînceput să facă repetiție sâmbătă trecută. Și mă dau așa un detaliu din culise. Și au repetat piesa aceasta, despre Țara de Sus. Asta era sâmbătă trecută. Săptămâna aceasta am pus pe grupul de organizare a Sfinților Divine titlul predicii. Și acolo era inclusiv, erau cei de la departamentul muzical. Titlul predicii pe care l-am dat miercuri a fost Cum va fi în cer? Întrebarea mea este, de unde știau eu de săptămâna trecută că acesta va fi titlul predicii? Foarte bine s-a potrivit la subiectul acesta. Este pentru mine prima dată când predic pe subiectul acesta, cu un conținut de genul acesta. Am predicat de multe ori despre a doua venire, dar despre cum va fi în cer n-am vorbit niciodată. Voi vii să deschideți Sfânta Scriptură la un pasaj foarte cunoscut, 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 9. 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 9 și vom continua cu versetul 10. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Noi însă ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin Duhul Lui, prin Sfânta Scriptură și prin prorocii Lui, da? Și prin lucrurile acestea putem să vedem puțin din ceea ce urmează să se întâmple sus în ceruri. Vedeți, titlul predicii este Cum va fi în cer? Am pus pentru că în concepție populară noi vom fi totdeauna în cer, dar nu este așa. Noi știm că nu este destinația finală, vom sta 1000 de ani în ceruri și apoi după 1000 de ani vom reveni pe pământul reînnoit. Amin? Amin. Vă invit puțin la început să visăm cu ochii deschiși. Era Naomi mică, în momentul în care într-o zi veneam de la școală cu ea, avea, da, cât să aibă 7 ani. 6-7 ani, cred că avea, era mai mare. Eram în București, într-un cartier din București și am întrebat-o. Zic, Naomi, hai să facem un exercițiu. Cât din ceea ce tu vezi pe drum, și erau tramvaie, troleibuze și așa mai departe, imaginați-vă un cartier dintr-un oraș de genul acesta, ca Bucureștiul, câte din lucrurile pe care le vezi nu vor mai fi în cer? Dacă noi ar fi să facem exercițiul acesta mental, să-l facem aici, în Dublin, câte din lucrurile pe care le-ați văzut pe drumul de acasă până aici la biserică în Tala, nu vor mai fi în cer? Tip de lucruri, nu exact acestea, pentru că exact acestea nu vor mai fi nimic, absolut nimic, totul va fi refăcut. Cât din lucrurile, tip de lucruri, din cele pe care noi le-am văzut pe traseu de acasă până aici, vor mai fi și în cer? Și care nu vor mai fi? Case vor mai fi. Vom citi un pasaj care descrie cam cum vor fi casele sus în cer, da? Case vor mai fi. Ce nu va mai fi? Cred că e mai simplu, da? Drumuri vor mai fi. Drumuri cu gropi nu vor mai fi. Așa este. Amin. Așa e, da. Drumuri cu gropi nu vor mai fi. Ce nu va mai fi? Mașini nu vor mai fi. Acum, cine are afaceri cu mașini, nu știu, va trebui cumva să reprofileze, pentru că vom vedea câteva din joburile care vor fi în cer. Nea Mircea zâmbește că nu o să șomeze. Da? Muzicienii, muzicanții vor fi lăutari la mare căutare sus în cer. Da? Spitale, farmacii, ce veți face, sora farmacistă? Spitale, farmacii nu vor mai fi. Ce nu va mai fi? Poliție nu va mai fi, închisori nu vor mai fi, altceva. Pământul va fi renuit, nu va mai fi nimic.
și în cer, dar și pe pământul refăcut, da? Ce nu va mai fi din realitățile care sunt aici. Ce anume? Suferința? Uite, cineva care s-a dus în zona lucrurilor nemateriale. Foame? Foame, frig, da? Zăpada va mai fi în cer? Vă place zăpada? Rut, îți place zăpada? Zăpada, snow? Îți place zăpada? În cer va mai fi zăpada? Cum era, de unde putem să știm? Cum era în Eden? Eden, clima era uniformă, undeva la zona de mijloc, da? Nici frig, nici cald, era numai bine, răcoare, da? Respirabil, un aer respirabil. Ce nu va mai fi? Telefoane. Uite, o bunică obosită, probabil, de tabletele nepoților, când mai știe cum să le ia și să-i dezvețe. Ce nu va mai fi? Tatiana, ce să faci pe acolo? Că nu va mai fi tribunal? Bănci? Nu vor mai fi bănci, nu vă bucurați? Vor mai fi taxe, eu, deci eu cred că ceea ce spuneți are cumva legătură cu zona. Deci Ciprianu are undeva problemă cu reveniu, nu? Sau... cu taxe. Taxiuri nu vor mai fi. Război cu cel rău, dar război unii cu alții. Indiferent de numele popoarelor sau... Școală! Aici eu zic să votăm. Că nu, eu cred că aici părerile sunt împărțite. Eu cred că până aici totul e... Toți suntem de aceeași părere. Școală? Va mai fi școală în cer sau nu? Copii? Copiii noștri mai mari. Rut, va fi școală în cer? Vă dezamăgesc, va mai fi? Eu cred că va mai fi. Cum? Școala va fi, dar nu sub formă de clădiri, ci școala va fi în natură. Da? Stăm și privim, învățăm. Imaginați-vă că acolo vom sta cu Adam și vom face biologie și botanică cu Adam să ne explice cum e cu grădina Edenului, că el a pus nume. El a dat nume, nu? La, și zoologie. Să zic că cum a făcut la început, când el, ce limbă avea Adam, apropo? Ce limbă vom vorbi în cer și ce limbă a vorbit Adam, pentru că el a fost creat și a început să vorbească. Cuvântul care l-a spus, ăla a rămas numele animalului. A inventat, a fost inspirat de Dumnezeu. Am o listă lungă, mie îmi prinde bine și de aceea vă invit și pe noastră la exercițiul acesta de a ne imagina cum este acolo, cum o fi fost în Eden. Mai știm din scrierile Spiritului Profetii, cum va fi în cer, câteva lucruri știm. Dar amânte de genul acesta chiar sunt curios să-l întreb și pe Adam. Măi, ce limbă, cum ai vorbit, cum ai pus tu nume la toate? Va fi școală, de un alt tip de școală. Marele învățător cine este? Dumnezeu. Și dați seama cât încape în mintea noastră. Și va zice, slow down, stai puțin, asta e, luăm pauză. Ne mai vedem pe altă planetă, mai discutăm și acolo, îți mai explic și de acolo și păi mâine marți pe altă planetă. Va fi un tip de școală care nu ne va plictisi, cu siguranță nu ne va plictisi. Bun, am făcut exercițiul acesta cu Naomi, este bine și pentru noi. Are vreo bază credința noastră sau tot scenariul nostru despre ceea ce va fi pe noul pământ sau pe pământul renoit, are o bază? Avem argumente să credem că este adevărat? Pentru cei care cred în Sfânta Scriptură, au ales să creadă și au început să meargă pe traseul acesta, lucrurile se leagă, da? Mai vedem ce zice Biblia, ce zice Dumnezeu prin prorocii Lui. Dar pentru cei care nu cred în Biblie, există o logică? Unul dintre filozofii, scriitorii români, Andrei Pleșu, foarte cunoscut în spațiul românesc, spunea, din moment ce există ideea de frumos, ideea de frumos, nu se poate să nu existe și un timp și un spațiu în care să se împlinească, adică mergea să se împlinească toată proiecția aceasta din mintea noastră, cu el la frumos, bine, etic și așa mai departe. Mergea pe logică, da? Un istoric italian, Giovanni Battista Vico, vorbind de dezvoltarea civilizațiilor, a zis că la baza ei în rarele ocazii când un om de știință, un filozof al istoriei, un istoric, da, să spunem,
a avansat ideea de providență divină în istorie. Adică a zis, haideți să mergem doar pe logică. Băi, nu există nicio dovadă rațională că există cerul. Iisus o fi fost, nu o fi fost personaj real, dacă punem semnul întrebării legate de istoricitatea Domnului Hristos, a fost, l-au pipăit oamenii în Ierusalim acum 2000 de ani, chiar a fost, chiar a existat. Dacă punem semnul întrebării aici, și discuția despre a doua venire nu are sens. Dar dacă noi credem că el a fost personaj istoric, există un argument logic că el n-are cum să nu vină, pentru că a plecat și ne-a lăsat aici. Continuă boala, suferința, cum spunea Vasile, nu se poate să nu vină. A plătit, ne-a lăsat aici, lucrurile continuă la fel. Dumnezeu nu face lucrurile neterminat în modul acesta absurd. Trebuie să vină să le încheie, da? Ce spunea istoricul acesta, care a introdus în știința aceasta, a introdus elementul de providență, a zis, există trei etape în civilizație. Teocrația, când divinul a condus, doi, monarhia și trei, democrația. După ce este? Haosul. Și în ultima perioadă a istoriei, lumea își va da sufletul de groază. Va fi o perioadă de haos, o scurtă perioadă, să spunem, de haos. La Perși, când murea la Perși, în Imperiul Persan murea un rege pentru 5 zile, se abrogau legile. Știți când el, regele persan, dădea? La Medo-Perși nu se mai putea schimba o lege. Dar când murea, se abrogau, se anuleau legile care le-a dat. 5 zile nu puneau niciun alt rege în loc. Dar erau 5 zile de haos, o dați seama, 5 zile fără legi, până când oamenii se duceau la palat și spunea, dați-ne repede un rege. După ce toate tipurile de civilizații, de guvernări, teocrație, monarhie, democrație se vor nărui, va fi o scurtă perioadă de anarhie, între ghilimele, haos organizat, adică supervizat de Dumnezeu. Și atunci va interveni pe scena lumii Domnul Hristos. După haos, teocrație va fi din nou, când Domnul Hristos va veni pe norii cerului. Primul element, cum va fi în cer? În primul rând, cerul este și va fi un loc real, un loc sigur, un loc real. Da? 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 13, vorbește despre dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, pe iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Apocalipsa 21:1 vorbește de asemenea despre existența unui cer nou și un pământ nou. Dar vom reveni ce se întâmplă în mii de ani, când nu vom fi pe cerul nou, pe pământul nou refăcut, da? Vom reveni la episodul acesta celor 1000 de ani. Cerul este un loc sigur real. Când vorbim la cer, ne referim la tot ce, la locul și care va fi, în care va fi poporul lui Dumnezeu cel răscumpărați după a doua venire a Domnului Hristos. Și aici include și mii de ani și ce se întâmplă după mii de ani, da? Ca să luăm așa în sensul popular. Deci cerul este un loc sigur, un loc real, cu oameni reali, cu lucruri reale, cu activități reale, ca în grădina Edenului, și un loc în care Dumnezeu va oferi o casă eternă celor răscumpărați. În Ioan capitolul 14, primele 4 versete, de la versetul 1 la 4, Ioan 14, spune, mă duc să vă pregătesc un loc. Și când voi termina de pregătit lucrurile și când voi veți fi gata, veți veni să vă iau acolo și le vorbește lucruri reale. O casă, mă duc să vă pregătesc o casă. Dar spuneam că este un loc sigur, real, cu oameni reali. Ce eveniment însă marchează începutul mileniului, timpului în care după venirea Domnului Hristos noi vom fi în cer? În 1 Tesaloniceni 4 cu 16 se spune că va exista înviere la venirea Domnului Hristos, învierea celor neprihăniți, da? Cunoaștem pasajul, da? Și ei vor împărăți cu Domnul Hristos 1000 de ani în împărăția lui Dumnezeu, da? Apocalipsa 20 cu 4. Haideți să citim unele versete, nu vom avea timp să le citim, dacă puteți să le notați bine. Apocalipsa 20 cu 4, ultima parte spune, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Da? Cei morți în Hristos, da? Cei care au murit până la a doua venire a Domnului Hristos, sunt înviați și împărățesc cu Domnul Hristos. Ei bine, ce se întâmplă
Așadar, la prima venire are loc schimbarea trupului. A celor care sunt în viață, noi știm lucrul acesta, este schimbat trupul și trupul celor în viață este diferit de trupul pe care îl aveau la moarte. Da? Știm lucrul acesta. Ei bine, ce fel de trup va fi? Pentru că spuneam că cerul este un loc real cu oameni reali. Când spunem oameni reali, nu sunt stafii, nu sunt fantome, nu sunt spirite, nu sunt ducuri, sunt oameni reali. Cum a fost, și vă aduc un argument biblic, cum a fost în grădina Edenului? În grădina Edenului ce erau? Duhuri? Când călcau așa, trecea firul de iarbă, erau transparenți, transluciți, erau doar duh? Străpungea firul de iarbă, tot treceau prin ei, nu era materie, era noroi, dust, care a fost format de Dumnezeu, era materie, că s-a murdărit de materie. Și când noi vom fi înviați, da, sau vom fi transformați, și care suntem în viață, vom avea trupurile pe care le aveau Adam și Eva înainte de păcătuire. Se revine și se renoadă firul acolo. Aveau trupuri. Erau oameni reali. Ne vom recunoaște în cer? Da, ne vom recunoaște. Și vă dau un alt argument biblic, că sunt oameni reali care se recunosc între ei, nu înfățișarea, nu este schimbată radical de, băi, a murit bătrân, a înviat tânăr, nu-l mai recunoaștem. Nea Mircea, nu mai, o fi el, nu o fi el. Da? Când Domnul Hristos înviază, ucenicii îl recunosc. Când înviază, avea trup de slavă Domnul Hristos? Avea trup de slavă. L-au recunoscut ucenicii? L-au recunoscut. Dar avea un lucru pe care l-a reluat și pe care oamenii, și până în ziua de astăzi, nu-l mai avem. S-a pierdut de la căderea în păcat, și anume o dimensiune spirituală a entității lui, da? O dimensiune spirituală care se numește slava, a pierdut slava. Nu putem să explicăm nici Ellen White, n-are, spune oamenii pe care i-a văzut în viziune în cer, sunt făcuți dintr-un material, da? Spre exemplu, cei care au fost în viață, s-au dus acolo, da? Sau cum este Ilie, cum este Moise. Nu se poate explica, da? Dar există un lucru pe care noi îl avem în Sfânta Scriptură, faptul că ei au pierdut slava, au pierdut o dimensiune a existenței, a trupului, a entității lor în întregime. Nu putem să vorbim doar de trup, da? Sunt oameni reali care pot fi recunoscuți cum a fost recunoscut Domnul Hristos. Domnul Hristos înviază, ei se roagă și intră prin ușă, intră prin zid. Cum vă explicați? E un fel de trup, dintr-o altă materie, este real, nu este duh, are trup Domnul Hristos și a luat asupra lui trupul pentru totdeauna, trupul omenesc, da? În perspectiva aceasta slăvită, da? Și l-a luat ca o amintire de pe pământul nostru. Cu o amintire și ca un, să spunem, ca un trofeu, da? Din toată lupta aceasta a planului de mântuire. Deci Domnul Hristos este un prototip a ceea ce noi vom fi după schimbarea trupului, 1 Corinteni 15. După schimbarea trupului nostru la venirea Domnului Hristos, în cazul celor care sunt în viață, sau la înviere a celor care vor fi la momentul acela neprihăniți, dar în mormântul lor. 1 Corinteni 15, de la versetul 51, aruncă o ușoară, să spunem așa, ne aduce un ușor ajutor, cu toate că nu explică în detaliu. 1 Corinteni 15, de la versetul 51, spune așa: iată, vă spun o taină, nu vom adormi în sensul de a muri toți până la venirea Domnului Hristos, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Trupul acesta va fi schimbat și va avea o dimensiune pierdută de către Adam și Eva, care va fi recăpătată, și anume slava. Este un loc real, spuneam, cu oameni reali, cu activități reale, ca în Eden. Isaia 35 este un pasaj peste care, nu știu, noi de obicei cităm Isaia 65, nu 35. Haideți să deschidem, să ne uităm pe text, pentru că este foarte important. Este un capitol scurt, din numai 10 versete. Deci Isaia 35... spune așa: pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Și când citim, haideți să ne imaginăm proiecția aceasta legată de noul pământ, da? Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință.
căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului, vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină, spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți, iată, Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu, El însuși va veni și vă va mântui. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor. Atunci chiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustie tate pâraie. Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuș șacarilor vor crește trestii și papură. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți. Cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu, nici o fiară sălbatică, și nu va apuca pe ea, nici va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea, cei zbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va cununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Când citim pasajul acesta, nu este așa că ne ducem cu gândul la Apocalipsa 21, unde se spune că anumite lucruri nu vor mai fi? Este un tablou care putea să se întâmple, vedeți, pasajul acesta, ca și Isaia 65, ar fi trebuit să se întâmple împlinirea primară, da? Ar fi fost avut în vedere de Dumnezeu să se întâmple cu privire la Israelul de atunci. Dacă ei ar fi ascultat de Dumnezeu parțial, pentru că mai ales dacă deschidem în Isaia, capitolul 65, atunci spune că nu vor mai fi copii care să moară, morți infantile, da? Unii vor muri la 100 de ani, trupurile moarte ale unora, cadavrele vor rămâne. Deci e clar că profeția era inițial destinată Israelului, se întâmplă aici, dar există o împlinire secundară îndepărtată, pentru că nu s-a întâmplat atunci, undeva în viitor. Urmează să se întâmple la venirea Domnului Hristos pe noul pământ. Și este corect ca să facem. De ce? Este exact ca în Matei 24. Nu toate lucrurile care sunt în Matei 24 se vor întâmpla la final, ci unele erau destinate, este un amestec de lucruri care trebuia să se întâmple atunci, în contextul a ceea ce urma să vină cu dărâmarea Ierusalimului în anul 70. Trandafir spune aici de deșerturi, nu vor mai fi deșerturi. Ah, ce frumos în deșert, ne mai ducem, vizităm. Nu vor mai fi deșerturi. Acolo vor crește trandafiri. Aici e un fel de narcisă sălbatică, da? E de fapt vorba. În versetul 4 de aici se vorbește de răzbunare. Va fi un moment de retribuție. Cine a făcut rău va primi pedeapsă. Cine a făcut bine va primi răsplată, da? Vorbește momentul acela final, când de la momentul acela încolo va începe veșnicia, când va mai fi boală, suferință, moarte, război și nimeni care să facă rău unul altuia, da? Va fi o răzbunare. La juniori, sabatul trecut, într-o biserică, la Blanchestown, întrebam, studiau despre judecată. Uitam așa la fețele lor, completau fiecare acolo versete. Măi, zic, și am oprit, nu vi se pare prea dur Dumnezeu? Este fair, e cinstit din partea Lui ca să aducă judecata asupra celor care nu ascultă? Și o fată așa, o junioară așa la vreo 13 ani, cu o voce slabă așa, cumva timidă, a zis, păi dacă ei asta au ales, asta au vrut, cumva, adică Dumnezeu e corect, e fair, din partea lui Dumnezeu să facă treaba asta. Va fi un moment de răzbunare, dar vedeți ce spune versetul 4, pentru unii va fi momentul de eliberare, bine că am scăpat, bine că am scăpat de boală, bine că am scăpat de... vedeți, vă dau un exemplu. Pentru unii o mare problemă este chinul sufletesc. Măi, stăm un vecin în coasta mea și numai în cazul nu face de a scăpa odată. Și nu scap, că omul ăla abia și-a cumpărat casa acolo. De un an, doi de zile. Scap de chinul, scap de comitete. Da? Acolo nu vor fi comitete. Vor fi, dar mai nu participăm noi la ele. Da? Domnul Hristos, când se ducea în casa lui Lazar, Marta și Maria, care erau frați, spune, Pana Inspirată spune că se simțea bine, acolo răsufla relaxat, știa că nu-i vor fi răstălmăcite cuvintele. Gândiți-vă și la pacea aceasta în cer,
vor răsufla ușurați. Stai puțin, că aici nu mai e nimeni cu ochiul rău. Ah, de ce ai făcut? De ce ai zis asta? Ai vrut cumva să... Va fi un timp în care cei mântuiți vor răsufla ușurați, gata. Aici nu mai există invidie, nu mai... Va fi un moment de relaxare sufletească. În sfârșit, aici toți sunt buni. Vine cineva la mine odată, zice, frate, nu mă așteptam să cu tare să-mi facă nu știu ce. Îi zic, de ce? Nu să credeți că suntem în cer? Dacă eram în cer, trebuia să fii surprins. Băi, aici, în cer, nu se întâmplă așa ceva. Dar aici, ăsta e normalul. În cer însă, o a scăpat de lucrul ăsta. Ochii orbilor, da? Versetul 8, uitați-vă, încă un lucru. Spune, acolo se va croi o cale, un drum, se referă la o frumusețea edenică, da? Totul este frumos. Și spune mai jos, la versetul 9, nu va fi niciun leu, nu va mai fi niciun animal care să, cineva, da? Un animal sălbatic care să facă rău, copiilor sau nouă, da? Leii erau amenințare pentru cei care călătoreau prin locuri pustii. Și Dumnezeu zice, dacă Israelul ar asculta, nici aici nu s-ar întâmpla treaba asta. Dar pentru că n-au ascultat, asta se va împlini în cer. În cer, o să citim imediat un pasaj, Elenoi povestește de lei și s-a întâmplat că s-a dus între ei, la un moment dat. Ia. Deci este un loc real, da? Un loc real. Nu mai intrăm în detalii, da? Haideți să vă citesc ce spune Elenoi. Grădina Eden a rămas pe pământ, este un loc real, unde vom munci, unde vom face treabă. Căminul Advent, capitolul 86 se intitulează Viața în Căminul din Eden. Noi n-am ajuns la navă la capitolul 86. Anticipăm puțin. Grădina Eden a rămas pe pământ mult timp. Știți până când a rămas Grădina Eden pe pământ? Până la potop. Până la potop. Adam mergea să se închine acolo, în fața porții... Bine, nu în fața porții, da? La Dumnezeu care era acolo. Să-și aducă aminte. Dincolo de gard, nu se mai putea uita. La poartă, un înger care întreba numai legitimație. Adam mergea acolo să închine. Aici, el și copiii și-au reînnoi legământul. Vă dați seama, imaginați-vă, cred că cu lacrimi. Doamne, cum, ce-am făcut, ce-am pierdut? Cei din coace de gard se ducea acolo și își reînnoiau legămintele. Doamne, dacă mai mi-aduci în față alegerea asta, promit că nu o să mai fac așa. Păi n-aveau, în fiecare zi aveau alegerea. Și noi în fiecare zi avem de făcut alegerea. Și a renuit legământul. Păzit de îngeri, când fluxul nedreptății s-a răspândit pretutindeni în lume și nelegirea oamenilor a dus la distrugerea lor prin apele potopului, mâna care așezase acolo Edenul l-a luat înapoi de pe pământ. Deci înainte de potop a zis, opa, ce facem? Se intre noroi pe aici? Apă. Ce am făcut e foarte bun. Ia să o luăm sus. Însă, la refacerea finală, și imaginez asta, da? Pe pământul refăcut. La refacerea finală, când va fi un cer nou și un pământ nou, acesta, adică Edenul, va fi restaurat și va fi și mai glorios împodobit decât la început. Păi, asta nu prea am înțeles. Păi n-a fost foarte bun când l-a făcut? Dar zice, v-a plăcut? Va fi și mai și. Ca un tort așa, să zicem, făcut de soara asta, v-a plăcut, da? E, asta nu e nici jumate din ce pot să fac. Cam așa spune Dumnezeu. Nu că ce a făcut nu a fost bun. A fost bun, dar eu pot și dublu decât am făcut. Vă dați seama, cum o fi? Adică până și Adam, da, când o să vadă, o să zică, Doamne, dar mie ce mi-ai dat? O grădină second hand? Zice, nu. A fost bună. Un alt pasaj, capitolul următor din Căminul Advent, capitolul 87, descrie noul pământ. Cu Iisus alături de noi am coborât cu toții din cetate pe acest pământ. Deci în cer, 1000 de ani, coborâm cu cetatea pe noul pământ, pe un munte mare și grozav. Apoi am privit în sus și am văzut cetatea cea mare, cu 12 temelii, 12 porți, câte 3 pe fiecare parte, un înger stând la fiecare poartă. Cum o fi cetatea aceasta? Că e cub, zice. Nu știu, dar e reală. Nu trebuie să înțeleg eu ca să existe ea, da? Aceasta cetate a coborât s-a așezat pe locul unde stăteam noi, spune-le noi, care eram în viziune. Cum e să fii în viziune acolo, nu știu, transportată în viitor, care nu s-a întâmplat încă. Aceasta cetate a coborât s-a așezat pe locul unde stăteam noi. Hopa, s-au trezit pe câmpul unde stăteau cu cetatea. Și uitați ce frumos descrie. Acolo am văzut cele mai strălucitoare case
Nu. Atunci am început să privim la lucrurile minunate din afara cetății. Acolo am văzut cele mai strălucitoare case care erau de argint și erau sprijinite pe patru stâlpi din nestematele cele mai strălucitoare de privit. Fraților, care sunteți cu construcțiile? Și dacă ați făcut case de argint cu piloni, patru piloni cu nestemate, noi le placăm cu piatră. De râu. Deci ca să vă dați seama ce... Da, să încercăm să ne imaginăm, da, ce este acolo. Acestea, casele, aveau să fie locuite de către sfinți. De, imaginez să dau sfinții deoparte, vine cetatea și pe aici, dar eu unde stau? Asta e a mea. Bă, nu există acolo râși de-astea. Stai că asta e a mea care vedere spre mare. Da? Nu știu cum s-a făcut împărțirea, dar cert este că toți s-au dus fiecare unde trebuia. Uitați descrierea. Am văzut pe mulți dintre sfinți intrând în case, păi nu s-au certat, fraților. Nu zice că la tribunal ce asta e a mea, asta e a mea, fără cadastru, fără acte, fără nimic, au intrat în case, arată o unitate, o liniște, au rămas jos aici brâcile și dorința să am, să, da? Au intrat în case, dând jos coroanele strălucitoare, lăsându-le pe prag, fiecare prag al casei era de aur. Coroana de aur, o las pe pragul de aur, zice aur, nu aluminiu. Prag de aluminiu e... Prag de aur, a lăsat coroana de aur pe pragul de aur al casei. Dacă pragul de aur, cum au fi fost treptele, din ce, da? Apoi ieșind afară în câmpia de lângă case pentru a face ceva cu pământul. Opa, nu scăpăm de muncă. Cei care stați la bloc și toată viața stați la bloc, încerc, se pare că munca agricolă va fi la mare, la mare cinste, sau nu știu ce vor face muzicanții, cred că nu vor cânta tot timpul. Mergem mai departe. Vor face ceva, spune lumea, a lăsat repede și a ieșit afară să facă ceva cu pământul. Dar nu ceea ce facem noi cu pământul. Nu, nu, punct. Dar nu zice ce da. Bun, rămâne să vedem. O lumină glorioasă a strălucit în jurul capului lor și ei cântau necontenit laudă lui Dumnezeu. Și aici intervine muzica. Nu știu dacă toți vor cânta. Vedeți, sunt puncte, puncte, sunt puncte, puncte. Nu știu dacă toți vor cânta. Acum, dacă eu mă pricep la construcții și n-am nicio treabă muzica, nu știu. Rămâne să vedem și asta. Am văzut un alt câmp plin de tot felul de flori și pe când le culegeam, am strigat, nu se vor ofili niciodată. Nu știu să vă explic cum e asta, dar mi se spune asta, știi, foarte bine că ni se dă un mic insight din ceea ce va fi acolo. Apoi am ajuns într-o altă câmpie plină cu tot felul de animale. Lei, miei, leopard, lei, miei, leoparzi, lupi. O combinație, nu știu dacă le-ați văzut vreodată așa, la oaltă. Toate la oaltă, într-o unire desăvârșită. Am trecut, zice, le-am luat prin mijlocul lor. M-am împiat pe cap. Am trecut prin mijlocul lor. Dar nu era haită de lup, era lup, leu, leopard, un miel. Trecut prin mijlocul lor, iar ele mă urmau pașnic. Imaginați-vă, leu vine și îl mângâie, lasă-mă că acum am treabă. Este un loc, vă dați seama ce frumos, este un loc real, cu activități reale, cu oameni reali. Este un loc real însă și cu un Dumnezeu real, da? Am putea spune lucrul acesta. Un loc real cu un Dumnezeu real. Va avea loc marea reuniune. L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Da sau nu? L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Da, pe Domnul Hristos l-a văzut cineva. Și Domnul Hristos ce zice? Cine l-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Locul va fi, spunea cineva, cerul este un loc necunoscut. Avem puține date, dar spune că e mare parte necunoscut. Populat cu oameni cunoscuți, cu persoane cunoscute. Eu n-aș fi atât de absolutist, dar aș spune măcar trei persoane sunt cunoscute. Imaginez ceea ce le noi spune într-o viziune. Cum a fost scena? Luat în viziune, profetul Domnului. Acum cine nu crede în spiritul profetic Ellen White, nu o să-mi cer scuze, știți, noi ne cerem scuze, noi credem în Ellen White și credem că a fost inspirată. Eu citesc și e o mare bogăție de lucruri pe care le citesc acolo, care vin în completarea, sau o lupă așa pe niște lucruri din Scriptură, le vezi mai multe detalii.
Ellen White luat în viziune tronul lui Dumnezeu în cer. Imaginați-vă scena. Pe tronul lui Dumnezeu este Domnul Hristos. Nu vede Duhul Sfânt. Nu se agă, nu este acolo. Domnul Hristos pe tron și lângă El este o lumină, slavă. Nu se distinge nimic. Cum ați uita așa, într-o lumină strălucitoare. Domnul Hristos îl descrie cât de frumos, blând este și zice, dar lângă, lasă-ți, și eu aș fi avut lista de întrebări. Și cred că i-abia așteptat, dar lângă cine e? Și zice, este Tatăl. Și seama, și eu aș fi pus a doua întrebare, că nu m-ar fi mâncat limba. Și El cum arată? Și atenție, întreabă, e ca tine? La care Iisus zice, da. Și acum imaginați-vă scena. Că sunteți acolo în locul Ellen White, cerul este un loc plin de persoane pe care nu o să ne le cunoaște, dar cel puțin trei le vor recunoaște. Eu sunt sigur, zice, că i-a spus Iisus lui Ellen White, zice, e ca mine, dar nu pot să-L vezi acum. Rămâi credincioasă și într-o zi o să-L vezi și pe El, cum o vezi și pe mine, dacă L-ai vedea acum, ai fi adusă la inexistență pe loc. Adică n-ai mai fi. Nu poți, un om păcătos, să intri în contact cu El. Ai contact cu El prin mine, deocamdată crede-te în mine. Cam asta era mesajul. Dar eu sunt sigur că atunci când vom ajunge în cer, când slava va fi dată la o parte și noi cu trupuri de slavă, vom putea să avem contact direct cu Tatăl, care a rămas la cârma Universului în timp ce Fiul și-a făcut rolul de intermediar, îl vom recunoaște ca și când l-am ști dintotdeauna. Credeți lucrul ăsta? Deși n-ai văzut pe nimeni niciodată, ți-a povestit toată viața despre El, nu l-ai văzut, sunt convins că atunci îl vom recunoaște ca și când e... Exact, tu ești. Un loc real, cu un Dumnezeu real, și atunci va avea loc Marea Reuniune. Ne vor recunoaște unii pe alții. Să nu ne temem de moarte, spunea cineva, cel care încrede Dumnezeu, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Într-o noapte, într-o seară, ne-a prins noaptea, eram pe munte cu Naomi aici, undeva în Irlanda, ne-a prins, am greșit drumul și am rămas cu lumina de la lanterna de la telefon, prin pădure, scoburând de pe munte, era pădure, adică nu era... Era destul de scary, așa era. Și Naomi a început să-mi pună întrebări despre fantome, strigoi, tot ce poate spune un copil speriat. Întrebarea cea mai profundă din discuția de pe drum a fost, de ce Dumnezeu vorbește doar cu unii? Direct, special. I-a zis, băi, Domnul e aici. E real. Îngerii sunt reali. Da, da. Și i-am spus, a fost un timp când Dumnezeu a vorbit direct cu Adam, a vorbit cu Eva, apoi cu patriarhii, apoi doar cu intermediari prin profeți. Ellen White a avut peste 2000 de întâlniri cu solul lui Dumnezeu și nenumărate viziuni. Cum a fost acolo, nu știu. Ea spune așa, când veneam din viziune, și coboram în spirit, să spunem așa, pe pământ, mi se părea atât de întunecată lumea noastră și îl rugam de fiecare dată pe înger, nu vreau să mă duc. Zice, nu trebuie să te întorci? Și dacă vei rămâne credincioasă, într-o zi vei merge definitiv acolo. Cum o fi lumea de acolo când spunea că la noi, când e soare, e întuneric și că lumea e întunecoasă și că muzica e urâtă și cea mai frumoasă muzică e... E incomparabilă cu ce este acolo. Cum o fi tot ce este acolo dacă ea povestește așa? Cerul este un loc plin de oameni și de ființe, da? Necăzute în păcat. Și cel mai important este că acolo va fi Dumnezeu. Ellen White povestește la un moment dat că s-a întâlnit în viziune pe o planetă tânără, adică proaspăt scoasă de la cuptor, da? Făcută de Dumnezeu, tânără în sensul de vârstă, și s-a întâlnit cu Enoch pe planeta asta.
Mă, frate, că asta e prea de tot. Deja intrăm în... Așa scrie, eu cred treaba asta. Și l-a întrebat, ce faci aici, locuiești? La care Enoch a zis, nu, aici sunt doar în vizită. Dați seama că ai cum vorbim, dar nu suntem plictisit noi, ce să facem atât? Dacă Enoch de mii de ani nu s-a mai plictisit, tot ce apare nou, el e acolo. Zici, să văd ce a mai făcut Dumnezeu. N-ai cum să te plictisești într-un univers în care noi suntem o mică fărâmă și în care sunt atât de multe lucruri. Ellen White, în Adevărul despre Îngeri, pagina 298. Mulțimea celor mântuiți va colinda lume după lume. Lume după lume, galaxii după galaxii. Mergem cu gașca. Haideți acum unde mergem? Galaxia cu tare. Ne luăm ceva de mâncare? Nu știu. Va fi foarte interesant. Da? Abia aștept să ajung acolo. Frate pastor, frumos ce spuneți, dar de unde să știu că e adevărat? Ar spune cineva acum la final. Ați auzit de Marco Polo? Marco Polo, mare navigator, a ajuns în China, Orientul îndepărtat, strâns de gât de cei care l-au persecutat să retracteze. Spune că n-a fost acolo, nu există așa ceva. O patul de moarte, el spune, nici jumătate nu v-am spus. Nu știu dacă vă credeți sau nu credeți mărturia Scripturii sau ce spune Dumnezeu prin prorocul lui despre ceea ce va fi acolo și pentru care merită să ne luptăm. Dar eu cred că nici jumătate n-am explorat din ceea ce spune. Acum, eu sper ca dumneavoastră să aveți curiozitatea să explorați mai mult și rămâne la îndemâna fiecare dintre noi să credem dacă este adevărat sau nu. Casa noastră nu este acasă. Și îndemnul meu este, haide să mergem acasă. Da? Atenție însă la bagaje, aș spune eu. Cineva spune așa, înainte de a trage fermoarul la valiză, să ne asigurăm că nu există ceva explozibil în interior. Ceva care să facă rău, să ne ducem ceva rău de aici acolo. Da? Poate trebuie ceva scos din viața noastră, ceva care este incompatibil cu atmosfera de acolo. Păi ce acolo ne mai certăm la cor? Dacă e ceva incompatibil din noi, acolo nu o să mai... Ce facem? Stăm după o colț așa, unei case de aur, să vedem ce face vecinul, ne băgăm în viața lui. Orice lucru care este întunecos, face parte din firea noastră, euul nostru stricat, corupt, trebuie cu ajutorul să strigăm, Doamne, nu merită să pierd ce ai pregătit pentru lucrurile acestea de nimic. Care încă mă chinuie și zic că e mare lucru. Da? Să scoatem, poate trebuie ceva scos din noi, din bagajul nostru, poate trebuie lăsat de tot aici. Tot este... Ce am în bagaj aici? Cum să duc acolo? Poate trebuie tot schimbat, da? Pentru că ceea ce ne așteaptă merită orice efort, orice retuș, orice schimbare. Să nu uităm un lucru. În Vechiul Testament se zice, pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Este un motto, da? În Noul Testament nu mai există motto-ul acesta. Spune, fiți gata. Mai e puțin până la momentul în care să înceapă veșnicia, când Domnul Hristos va veni prin orii cerului. Să nu ne găsească pregătindu-ne, oh, frate, noi pregătim. Ai rezolvat problema cu tare? Da, rezolvat. Nu, să nu ne găsească pregătindu-ne. Asta era motoul din Vechiul Testament. În Noul Testament spune, fiți gata. Fii gata azi, fii gata săptămâna viitoare, sunt cu bagajele gata, totul e gata, clar, n-am, inima liberă, nu mai este absolut nimic care să ne... Poate cineva ar spune, frate, dar nu mă atrage. Sam Harris, săptămâna asta am citit și m-a impresionat. Un mare neurochirurg, cărți multe scrise, la o emisiune cu Peterson, un mare YouTuber cu milioane de vizualizări și urmăritori pe YouTube. Omul ăsta e creștin, Sam Harris, neurochirurgul. Și, doamne, cum să vă explic eu că e cu nouă pământ și cu Canaanul pământesc și ceresc? Că unii zic că nu știu dacă mă atrage. Zice, vedeți paharul ăsta, cum e la emisiune așa, spune paharele în față, dar de apă. Și vedeți paharul ăsta de apă? Zice, dacă v-aș spune că ăsta este paharul din care a băut Pavarotti, bine, el de un alt nume, așa, din care a băut Pavarotti la ultimul lui concert în sala asta.
dintr-o dată s-ar ridica valoarea paharului, nu? Oh. Dar în ce stă valoarea? În ce stă? În pahar? Nu! În povestea din spatele paharului. Paharul e tot de sticlă, dacă le ia așa la bani mărunți, sticla cât costă, atât, 2 euro. Și el spune așa, cerul merită datorită poveștii care este în spatele lui. Și datorită persoanei care este în spate. Și nu-i Pavarotti. E vorba de Creatorul Universului. Are valoare tot ce spune Scriptura, pentru că în spate e o poveste, e o persoană. Asta dă valoare cerului și locuitorilor lui. Domnul să ne ajute să fim gata. Și când va zice, hai haideți mai sus, că nu vă mai potriviți cu ce e aici, noi, ca și Enoch, să fim cu bagajele pregătite. Amin. La încheiere.